Vrăjitoria nu mai este de mult un subiect tabu pentru români. Regina magiei albe Luminița și fica ei, vrăjitoarea Vanessa, sunt doar câteva dintre tămăduitoarele celebre pentru puterile lor vindecătoare. Între scepticism și credință, între palate somptoase și obiceiuri populare, vrăjitoarele din țară sunt extrem de căutate chiar și în cele mai înalte cercuri. Conform ortodoxinfo.ro, sunt tămăduitoarea prezicătoare, dețin secretul tuturor ritualurilor străvechi care au cel mai puternic efect în soluționarea problemelor, ritualuri de dezlegări și îndepărtare de ghinion, ritualuri de dragoste permanente, iar lista continuă până la ritualuri de potență sau care să te ajute să te muți fără probleme oriunde vrei în această lume. Facebook s-a umplut în ultimii ani de așa zise făcătoare de minuni, oferind inclusiv consultanță online sau telefonic. Duse sunt vremurile în care pentru a avea acces la o vrăjitoare trebuia să te deplasezi fizic și să plătești cash. Acum aceste făcătoare de miracole activează în mediul online și oferă sprijin pentru inimă, suflet și material, inclusiv prin chat sau telefon, plata în prealabil prin transfer bancar. Vrăjitoarele apelează deseori la mărturii pentru a-și păcăli clienții. În 2011, vrăjitoarele din România au ajuns și în presa internațională, după subiectul Flacăra Violet și al Oanei Zăvoranu, care a rămas mai săracă cu 450.000 de euro, după ce a apelat două ghicitoare, Vanessa și Melissa. Mai mult, tot în acei ani, oamenii de stat au apelat cu încredere la serviciile vrăjitoarelor în frunte cu Traian Băsescu. Acum vrăjitoarele fac live-uri pe Facebook în care descântă și oferă noroc tuturor celor care le urmăresc. Unele vrăjitoare au și site-uri destul de bine puse la punct, unde pun la dispoziția clienților testimoniale ale fericiților clienți, servicii disponibile, plus, bineînțeles, numărul de telefon scris și de cele mai multe ori cu auriu. Mare parte dintre ele răspund și pe WhatsApp, fiind extrem de deschise și tehnologizate. Sumele sunt destul de greu de aflat și, bineînțeles, variază de la una la cealaltă. O clientă veche a unei dintre ele, contactată de WallStreet.ro, a relatat că aceasta face și 5-6 mii de euro pe lună. Și asta exclusiv din vorbitul cu clienții pe Facebook și la telefon, din confortul casei lor. Tarifele încep însă, în general, de la 50 de euro și cei mai mulți oameni vor incantații dedicate iubirii, banilor și sănătății, relatează ortodoxinfo.ro.